În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Să vă iubiți unii pe alții, precum și eu v-am iubit pe voi. Iubiți credincioși, iată-ne în duminica 7 de după Rusalii, dar în același timp și pe 27 iulie, ziua în care Biserica prăznuiește pe Sfântul Mare Mucenic, tămăduitor, doctor fără de arginți, Pantelimon. O duminică așadar încărcată cu multe semnificații și de aceea am avut și astăzi două evanghelii, două pericope, una în care este vorba de vindecarea a doi muți, a doi orbi și un mut în Capernaum, iar pericopa din Evanghelia de la Ioan este rugăciunea din grădina Ghețimanii de dinaintea răstignirii Mântuitorului, în care Mântuitorul își avertizează oarecum apostolii și pe ucenici că dacă lumea l-a urât pe el, cu atât mai mult îi va urâ și pe ei, pentru că dacă ar fi din lume, lumea ar iubi pe al său, dar pentru că nu sunt din lume și pentru că au fost luați din lume, de aceea lumea îi va urâ. Dar Mântuitorul încheie frumos spunând: îndrăzniți, căci eu am biruit lumea. Iubiți credincioși, pentru ziua de astăzi m-am gândit mai de mult să vă vorbesc despre cealaltă posibilitate de vedere a omului. Și de la ce am pornit? De la faptul că atunci când Mântuitorul a vorbit despre cine este aproapele nostru și întrebat fiind de către cel care îl ispitea, așa cum zice Sfântul Evanghelist Luca, a răspuns: un om se cobora de la Ierusalim la Ierihon și a căzut între tâlhari și l-au lăsat abia viu. Și au trecut pe lângă el un preot, un levit, apoi un samarinean. Care era diferența de atitudine a celor trei care au trecut pe lângă el? Vederea. Pentru că despre toți spune: l-au văzut și a trecut pe alături, preotul. Despre levit: l-a văzut și a trecut pe alături. Dar despre samarinean se spune: l-a văzut și s-a făcut milă de el. Iubiți credincioși, mulți vedem sau credem noi că vedem, dar ca efect al vederii există ceva care ne mișcă? Și de aceea astăzi m-am gândit să vă vorbesc despre săptămâna oarbă. Și nu o fac numai așa pentru că astăzi după amiază voi fi socru mic, ci pentru ca să vă spun că dragostea este ceva care înlocuiește toate celelalte simțuri. Dar nu numai dragostea dintre cei doi, ci și dragostea părintească trebuie să întreacă celelalte simțuri, inclusiv rațiunea, care, dacă vreți să mă contraziceți că nu este un simț, dați-mi voie să vă spun că vă înșelați. De multe ori rațiunea este dușmanul fericirii noastre. De multe ori, din cauza rațiunii, așteptăm prea mult împlinirea unui act. De exemplu, din cauza rațiunii, dacă vedem pe cineva pe stradă căzut, așa cum era căzut cel în mâinile tâlharilor și lăsat abia viu, probabil că preotul care a trecut pe acolo l-a văzut. Și de ce a trecut pe alături? Pentru că o fi raționat: bă, ăsta o fi un bețiv, sau bă, nu cumva s-o preface și când mă cobor la el să-mi dea vreuna în cap. Rațiunea l-a făcut pe preot să treacă mai departe. Apoi levitul la fel, a raționat: bă, dar ăsta o fi de neam cu mine, eu sunt din neamul lui Levi, eu trebuie să slujesc lui Dumnezeu, eu trebuie să-mi fac slujba mea, dacă ăsta mă ține acum o jumătate de zi, poate că levitul se ducea la o slujbă. Și din rațiune a trecut pe alături. Dar un samarinean care era călător, venind și văzându-l, i s-a făcut milă de el. Iubiți credincioși, cu aceiași ochi s-au uitat și preotul, și levitul, și samarineanul. Dar vedeți că sunt cel puțin două moduri de a vedea. Unul este modul de a vedea constatator, adică deschidem ochii și vedem că este lumină.
după care este modul de vedere lăuntric. Este lumină, zice cel lăuntric. Înseamnă că Dumnezeu mi-a mai dat șansa să mai văd odată soarele. Înseamnă că Dumnezeu m-a rânduit să mai văd odată familia, să mai fac odată treaba, să mă mai duc la cei care mă așteaptă sau să mai îndrăznesc să mai cer ceva lui Dumnezeu. Asta înseamnă că dincolo de a vedea lumina, vedem că Dumnezeu ne-a dat încă o zi care este așezată în fața noastră. Și procedăm în consecință. Dacă vedem numai prima dată că s-a făcut lumină, prima dată, să vă spunem pe dreaptă, este o atitudine de asta așa, bă, s-a făcut dimineață, bă, nu m-am odihnit destul, băi, dar soarele ăsta a venit prea devreme, puteam să mai dorm puțin. Dar dacă ochiul duhovnicesc îți spune toate celelalte, câte lucruri frumoase te așteaptă în ziua aceea, deja pleci cu o altă încărcătură. Ai trecut pe lângă neputința celui din pat și l-ai ridicat, așa cum zicea Părintele Asine, tată, când ai deschis ochii prima dată să și sardă în pat. Că nu ne-a zis-o ca un om care dădea sfaturi, ci ca un om care o pățise. Zice, tată, odată, după ce am deschis ochii, am mai lenevit puțin, că mi-era somn și nu dormisem mare lucru noaptea aceea. Și zice, s-au pomenit diavolii, dă-mă-o scos afară din chilie, nu vă jucați. Va să zic că atitudinea omului care vede trebuie să fie cea a celui care deja face ceva. După ce vedem, să și facem. Iată bună oară astăzi. Cei doi orbi din Capernaum au venit la Mântuitorul și l-au rugat, miluiește-ne pe noi, fiule a lui David. Iată ce înseamnă vederea duhovnicească. Păi văzuseră ei așa în măreția lui pe Dumnezeu cu ochii trupești? Nu. Auziseră, puseseră și ei cap la cap niște informații și în momentul în care s-au întâlnit cu Fiul lui Dumnezeu, deja l-au mărturisit. Și Mântuitorul i-a încercat încă puțin și le-a zis, credeți voi că pot să fac aceasta? Iubiți credincioși, asta înseamnă săptămâna oarbă. O săptămână care durează de la caz la caz, de la o fracțiune de secundă, zisă dragoste la prima vedere, până la 2, 3, 5, 10 ani, până la 30 de ani. Eu cunosc colegi care s-au întâlnit la 30 de ani de la terminarea facultății și s-au găsit singuri unii pe alții și au zis, ia uite ce bine ne este nouă să pornim la drum împreună, fără să se tânguie, bă, dar da, cu 30 de ani dacă porneam ce bine era. Nu! Viața trebuie luată de astăzi înainte, nu de alalte, nu de acum 30 de ani, ci de astăzi înainte. Asta înseamnă să nu mai punem întâi rațiunea, ci să punem întâi vederea, vederea duhovnicească. Va să zic că doi tineri se văd unul pe celălalt și din acel moment nu mai poate să treacă nimeni între ei și să se pună de-a stânga și de-a dreapta, că vezi, Doamne, nu e bine, că vezi, Doamne, nu e de neam cu noi, că nu știu ce înclinare are și alte argumente. Dacă cei doi ar sta cu urechea către vreun sfat din stânga sau din dreapta, vă spun eu că niciodată nu ar mai continua relația. Dacă nu s-ar suspenda pentru un timp mai scurt sau mai îndelung, eu cunosc situații în care toată viața nu s-au mai apucat de raționat și bine fac cei care primesc această situație, în momentul în care, spuneam, dacă reușesc să înlocuiască rațiunea cu simțirea, cu vederea duhovnicească, nu mai au nevoie de nimic. Dacă nu, toată viața se vor învârti în jurul întrebării, o fi bine, nu o fi bine, ce mă fac? Fraților, astăzi Mântuitorul ne arată, nu ne învață, ne arată pur și simplu ce înseamnă dragostea care învinge totul, dragostea care iartă totul, dragostea care rabdă totul, cum zice apoi Sfântul Apostol Pavel Corintenilor. Dragostea trebuie să fie cea care înlocuiește, cum am spus, rațiunea, dar care vede ce potențial are celălalt.
V-am mai spus și altă dată, una este să vezi un tablou în care ne este zugrăvit un chip hidos, zbârcit, îmbătrânit și să apreciem momentul artistic pe care l-a avut muza pictorului, să spunem, vai, da, câtă profunzime. Dacă am ieșit afară din muzeu și am vedea modelul pe care l-a luat din viață pictorul respectiv și am vedea bătrânețea aceea spârcită și plină de bube, am spune, ce hidos, dar nu e aceeași imagine? Este, dar în ochii noștri nu este. Contează foarte mult cu ce ochi vedem pe celălalt. Cu ce ochi îl vedeau gazdele în casa cărora a poposit Mântuitorul și cu ce ochi au văzut cei doi orbi. Cei care au văzut pe fiul lui David și au crezut în el, au avut de câștigat. Au primit după credința lor, pentru că dragostea și vederea duhovnicească este plină de credință. Revenind la cei doi, o să spună unii dintr-o parte sau din cealaltă că îți pierzi timpul prea mult, că vezi că te-ai izolat, că vezi că te-a scos din circuit, vezi că pierzi prea multă vreme și riști să rămâi singur, de parcă omul ar trebui să aibă numai momente de împrăștiere, fără să se adune. Dar vederea duhovnicească a celor doi, care este într-o fracțiune de secundă, înlocuitoare de rațiune și de tot calculul pământesc, este cea care îi ține pe cei doi aproape. Și spuneam mai devreme că nu este vorba numai despre dragostea celor doi, este vorba și de dragostea celor de lângă ei. În momentul în care vezi pe cineva care se hrănește din privirea și din zâmbetul celuilalt, care se hrănește din ochiada așa scurtă a celuilalt ca să dea o aprobare unei întrebări nepuse niciodată, atunci simți că nu numai între cei doi este o altfel de relație, bazată pe altfel de simțuri, ci începi să te încarci, dacă ești atent, și începi să-i vezi că, într-adevăr, oamenii aia merită să fie împreună. Dar ce ne facem noi în partea cealaltă, ca părinți? Intervine rațiunea, bă, dar de unde e ăsta? Ce-o fi cu el, una alta? Trebuie și noi să mergem pe mâna fiului sau a fiicei noastre. Dacă vrem să respectăm pe celălalt, să știm că ceea ce îi face lui bine este exact ceea ce îi face lui și numai lui bine. V-am mai spus și altă dată, dar vreau să o repet în câteva fraze. Când credeam eu că punctualitatea mea și seriozitatea mea este o virtute, mi-am dat seama după ani de zile că era exact ceea ce fetele mele urau cel mai mult, pentru că le încurca cel mai mult. Și îmi spunea cea mică, tati, după ce a terminat liceul la care o așteptam eu mereu cu mașina, zice, am avut o problemă. Zic, de-abia aștept să-mi spui acum, că nu e târziu. Știi, când veneai la 1 și 20 și trebuia să vin și eu, știam că sunt anumiți profesori care întârzie. Și mă gândeam că tu ești la poartă și eu n-am cum să-i spun profesorului, știți, că mă așteaptă tata. N-aveam cum, pentru că eram și eu disciplinat, așa cum ești și tu disciplinat. Dar mă deranja faptul că nu puteam să gândesc că poate întârzi și nu aștepți degeaba, pentru că știam că nu întârzi. M-aș fi bucurat să am un tată puțin mai neatent cu timpul și să-l aștept eu. Că poate dacă așteptam eu, puteam și eu să mă răcoresc să-ți spun vreo două că ai întârziat. Dar n-aș fi vrut să-mi spui tu vreo două că am întârziat, pentru că nu ține de mine. Și de atunci mi-am dat seama că nu trebuie să mai fiu fixist sub nicio formă. Să nu cred că vreo virtute pe care o cultiv toată viața este chiar virtute. Poate că este într-o anumită conjunctură. E adevărat, dacă cineva mă așteaptă și i-am promis că mă duc la o anumită oră, e o virtute să nu întârzi. Dar nici acolo nu trebuie să fiu fixist. Pentru că m-am dus la câteva servicii și săracii vieții oamenii intraseră în panică, ce părinte, credeam că mai întârziați.
Zice, bine, fraților, dar am întârziat vreodată. Zice, nu, dar credeam că măcar acum ne ascultă Dumnezeu rugăciunea și mai întârziați. Înseamnă că nu numai cu fetele mele am greșit-o, și cu alții. Dar eu mă străduiesc de acum înainte să înțeleg când și cum trebuie să fiu punctual. Câteodată poate că este foarte bine ca cineva să mai aibă un timp, să fie lăsat în așteptare. Că dacă primește imediat ce i s-a promis, s-ar putea să creadă că îi se cuvine. Și de multe ori cred că și întârzierea și așteptarea, pe de altă parte, sunt lucruri pe care trebuie să le trăim. Cineva spunea că doi oameni nu se pot întâlni niciodată din două motive. Ori unul întârzie, ori celălalt nu știe să aștepte. Dar dacă se întâlnesc cele două, unul nu întârzie și celălalt știe să aștepte, chiar dacă celălalt întârzie, vă imaginați că aici intervine săptămâna oarbă de care v-am spus. Cel care îl iubește pe cel care pe care îl așteaptă, nu o să simtă dacă acesta întârzie două ore. Și când vine, nu numai că nu îi reproșează, stă cu inima cât un purice, nu cumva să înceapă celălalt să-și ceară scuze. Adică să nu se strice momentul acela de mare tandrețe cu tot felul de scuze, că pot fi stupide. Cum că am pierdut autobuzul sau cine știe ce, sau exact cum zicea sora mea lui părintele Arsenie, zice, tată, ce părinte, știți că am o problemă, ajung târziu la biserică. Și a zis părintele, zice, nu, soro, nu, pleci târziu de acasă. Nu există să te ascunzi așa după degete. De asta spuneam că stă cu inima cât un purice cel care a așteptat, nu cumva să-l pună pe celălalt într-o situație delicată, să înceapă să-și ceară scuze și după o oră sau două să-ți dai seama că scuzele nu prea au legătură cu realitatea. Pentru că dacă îl iubești pe celălalt, cu siguranță că timpul pe care îl săvârșești așteptându-l este tot un timp împreună cu el. Îl însoțești în drum, intuiești așa câteva itinerarii pe care o să le săvârșească până la tine și tot împreună te afli. Iubiți credincioși, astăzi, în casa din Capernaum în care Mântuitorul a vindecat pe cei doi orbi, a mai intrat însă și unul adus. Dacă cei doi orbi au venit singuri, a venit unul adus, care era mut. Și nu se spune degeaba despre această combinație de doi orbi și un mut. Din așa ceva se face familia, fraților. Din doi orbi și un mut. Și trebuie să fim atenți când accesăm pe unul sau pe celălalt. Cu orbii am rezolvat-o. Trebuie să scăpăm de rațiune și gata, avem orbii văzători. Dar ce facem cu mutul, tată? Mutul trebuie să își dezlege limba. Și trebuie să facem tot ceea ce ne stă în putință să nu-l mai lăsăm să fie mut. Chiar scrie în Scriptură, mâniați-vă și nu greșiți, dar soarele să nu apună peste mânia voastră. Va să zic că, să zicem că se supără cel de lângă noi. Bineînțeles că se supără. Merităm să se supere pe noi dacă greșim. Dar până seara trebuie să rezolvăm problema. Pentru că dacă intervine mutul, s-a încheiat. Încet, încet, mutul își face de lucru. Adică sapă prăpastia. Să știți că mutul sapă șanțuri. Sapă prăpastia și nu ne lasă. Trebuie neapărat să-l chemăm dincolo de șanț, până nu-l face el prea adânc, și să vedem, mă, tată, ce ai de nu vorbești? Dacă el continuă și nu vorbește, începe să vorbiți peste el, peste tăcerea lui. Da, știu că meriți să nu vorbești cu mine. Știu că am fost un nemernic. Mă străduiesc să văd unde am greșit și cred că am greșit și unde cred eu că am făcut bine. Și începe să-i dați apă la moară și primul lucru pe care îl va zice mutul, hai că vezi că îți dai seama până la urmă? Atunci când spui lucruri pe care tu crezi că le-ai exagerat, atunci de-abia începi să mărturisești. Atunci când crezi tu că ai avut vreo virtute și începi să spui despre ea că nu este pe acolo, atunci afli din partea mutului că de fapt asta este sursa muțeniei lui. Pentru că facem multe lucruri pe care noi credem că le facem bine, dar le facem bine din punctul nostru de vedere.
Noi credem că dacă pentru copilul nostru vedem un drum, apoi pe drumul ăla trebuie să fie. Nu e adevărat. Drumul fiecăruia trece prin vistirele de talanți pe care Dumnezeu i-a dat-o, trece prin destinul fiecăruia și trece prin rolul pe care îl are copilul acela în lume. Și vă spun sincer, dacă vom încerca să nu ținem la traiectoria din mintea noastră pentru copilul nostru, îl lăsăm să deschidă ochii atunci când trebuie, pentru că, să spunem așa, prin absurd, că și-a deschis ochii pe cineva care nu merită. Punct. Da. Ce ne facem? Păi, în primul rând, să facem de așa natură încât să stea cât mai aproape de cel pe care credem noi că nu-l merită. De ce? Pentru că numai singur poate să vadă când își dăm petec. Pentru că dacă noi ne postăm pe partea cealaltă a drumului, pe partea cealaltă a baricadei și spunem, bă, dar tu nu te uiți la el că e un nemernic, în momentul acela, cel în cauză se întoarce cu linia frontului către noi și se luptă cu noi. În loc să-l lăsăm să vadă nemernicia pe care noi probabil am văzut-o cu alți ochi, în celălalt, el imediat își întoarce frontul și se luptă cu noi. Și ce am făcut? Am pierdut un copil. Intervine mutul. Nu mai vorbește cu noi. Bă, nu mai vorbește cu noi și pace. Și începi să te dai de ceasul morții, dar te duci la duhovnic și spune duhovnicul, băi, stați așa. În primul rând, are dreptate. Păi n-are dreptate, părinte. Bă, are dreptate. Nu are dreptate. Are dreptate. În momentul în care asculți duhovnicul și zici, bă, copilul meu are dreptate, până acasă, așa, repeți, așa, bă, are dreptate, nu știu de ce are, dar a zis părintele, are dreptate, e o canon. Începi și te duci la mut, mutul mut. Și îl bați pe umăr, mutul mut, nu-ți întoarce nici capul. Îl bați pe umăr și zici, bă, ai dreptate. Și se întoarce și zice, păi ți-am zis eu. Păi sigur că da, gata, și nu mai e mut. În momentul în care nu mai e mut, gata, l-ai vindecat. Bă, fraților, Capernaumul e casa noastră. Astăzi ne-a învățat Mântuitorul cum să ne purtăm noi cu copiii noștri, să zicem așa, printre altele. La anul poate o să vă zic despre nepoți și o să fie și mai interesant, că de-abia aștept. Important este să știm că ceea ce s-a întâmplat astăzi în Capernaum se întâmplă cu noi în fiecare secundă. Se întâmplă cu noi atunci când deschidem ochii, nu ăștia să vedem dacă e soare, să vedem dacă e vreun nor și să dăm mărunt în buze că vroiam să ne ducem la plajă și nu mai putem. Nu, 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 ochii ceilalți. Să fim cu ochii pe ceilalți. Pentru că ceilalți întotdeauna au dreptate din punctul lor de vedere, iar atunci când vedem că cineva se cam abține cu vorba, să știți că se apropie mutul. Și atunci trebuie să luăm măsuri și să-i spunem, mă, știi că ai dreptate? Știți că era un judecător care dădea dreptate la toți. Și unul și-a luat inima în din și a zis, domne, uite, am auzit despre mata, că le dai dreptate la toți. Vine unul pe rând, partea întâi, îi dai, domnule, ai dreptate. Vine și partea a doua și, domnule, și mata ai dreptate. Păi ce și cum poți să aibă amândoi dreptate? La care îi zice, domnule, știi că și mata ai dreptate. În momentul în care dăm dreptate tuturor, ne-am dat dreptate nouă. De ce să-l judec eu pe celălalt? De ce să trec eu mai departe pe lângă cel căzut în mânetul harilor, să spun, dar nu e de un neam cu mine, nu e de o stofă cu mine, eu sunt levit și mă duc la slujbă? Mai venise un preot la Sfânta Liturghie și trimite pe cel de la strană, zice, băi, vezi că la strada, pe strada cealaltă era unul în zăpadă, du-te și scoate-l. Păi stai, mă, da, puteai să vii și cu el de mână. Așa să nu credeți că numai preoții Vechiului Testament treceau pe lângă cei căzuți în mânetul harilor. Nu, și noi suntem tot în har de genul ăsta. Dar măcar ne străduim să ne mărturisim când am greșit și să mergem mai departe. Iubiți credincioși, mă bucur tare mult că suntem astăzi în mijlocul verii, martorii dezlegării tainei ochilor și dialogului dintre noi. Cei doi orbi și mutul din Capernaum stau în casa noastră și dacă suntem atenți, putem să-i facem pe cei orbi să vadă și pe cei muți să vorbească. Pentru că dacă vom fi atenți la amănuntele acestea, nu vom mai putea să fim cârcotași, exact cum era un șchiop și cu un chior. Să întâlnesc ei amândoi și întreabă chiorul pe șchiop, cum merge?
cum se vede, răspunde. Așa că nu putem să râdem nici ciop de oară spartă, ci să fim atenți că orbii și muții sunt la noi. Să ne rânduiască Dumnezeu să le dăm lumină și vorbă celor care sunt sub acoperișul nostru și să ne dea bucuria de a constata la sfârșitul zilei că se vede seara mai bine decât dimineața. Dacă n-am fost în stare să deschidem ochii la bună vreme, este lumină toată ziua. Așa să ne ajute Dumnezeu.